deci trebuie să investești în cultură când ai nevoie de făcut drumuri, ai nevoie de iluminat, ai nevoie de apă, canalizare? Nu au avut investiții capitale din, ulti, din perioada sovietică. Vreau să văd rezultate. Ar fi un buget de până la 5 milioane de euro salariul oamenilor de cultură. Niciodată nu este destul, știți cum. Deci un om de cultură este pasionat, nu face doar pentru salariu, sau pentru bani. Vă salutăm și vă spunem bine ați venit la noua ediție a emisiunii noastre, în care vorbim cu domnul primar Nicolae Dandeș. Episodul acesta este despre cultură și despre cum a evoluat cultura în municipiul Cahul, dar și la nivel de țară. Și prima întrebare pe care aș vrea să vă adresez, domnule Fara, bună seara, în primul rând. În seara, mulțumesc. Știm cu toții că Cahulul este, de fapt, o, poate capitală culturală a țării. Este un oraș, un punct foarte important din punct de vedere al culturii. Cum a ajuns Cahulul să fie atât de bogat în cultură și în tot ceea ce înseamnă artă? Da, este adevărat, cultura pentru noi este nu doar un element a vieții în comunitate, este ceva care s-a obținut, într-adevăr, de-a lungul timpului. Am avut foarte multe personalități în istoria localității care au avut un rol important în cultura locală și națională și că acolo, într-adevăr, a dat nume, zic eu, notorii în cultura națională de ce? Nu o să vorbim poate acum prea mult despre istorie, dar vreau să spun că pentru mine ca primar astăzi, dacă vorbesc despre cultură, înseamnă nu doar niște instituții culturale, nu doar niște oameni care sunt angajați ai acestor instituții culturale, înseamnă un domeniu de asigurare, a valorificarea unui potențial intelectual uman care este într-o localitate și un factor care determină perspectivele de dezvoltare a unei localități. Deseori vorbim despre economie, despre infrastructură, despre alte domenii, dar, așa cum am menționat, educația, cultura sunt fundamentale pentru ca să putem vorbi despre, spuneam, valori. Pentru că, de fapt, ce înseamnă cultura? Înseamnă totalitatea valorilor spirituale, valorilor umane, care definesc comportamentul omului în societate și care pun în valoare niște trăsături, niște valori în care greu este uneori să le contabilizezi sau să le cuantifici în bani sau în alți indicatori. Deci Cahulul astăzi este într-adevăr un centru cultural prin diversitatea și de instituții și despre municipiul Cahul nu în zadar se vorbește despre ca și capitala de sud a țării, dar și capitala culturală. Și noi am început în ultimii ani, într-adevăr, să promovăm acest concept, iar acest concept este acoperit de activități concrete și de evenimente care sunt de detalie națională și internațională pe aici la Cahul. Dar de ce trebuie promovată cultura locală? Pentru că, în primul rând, fie ca administrația localității, fie ca și persoanele care ținem la aceste valori, înseamnă, spuneam, să scoatem în valoare oameni, realizări și lucruri care ne, ne pun în valoare cei ce e mai, mai frumos și mai durabil. Pentru că tot ceea ce s-a dobândit de-a lungul timpului, și haideți, vorbind despre concret direcții, sunt, spuneam, rezultatul muncii. Sau creații mai multor generații, și este important să le cunoaștem, să le promovăm. Un alt argument, probabil, de ce cumva considerăm cultura importantă sau mai puțin importantă. Din păcate, probabil, asta a fost undeva și în tradiția sau în modul cum era percepută cultura în sistemul sovietic. Nu era văzut ca un domeniu în care poate fi neapărat investit bani, să producă bani. A să genereze plus valoare și în alte domenii. Deci cultura era doar văzută ca și partea distracției, a divertismentului. De fapt, cultura înseamnă mai mult decât atât, înseamnă un argument cheie pentru a arăta potențialul de investiție în acea localitate, înseamnă un argument de a atrage oameni în acea localitate, pentru că deseori nu doar infrastructura e un factor prin care oamenii se decidă să se mute cu trai într-o localitate. Deci, acolo, ai o instituție, ai un teatru, ai o universitate, ai o școală muzicală. Deci sunt instituții care uh, vorbesc despre uh, ce, ca un centru intelectual, un centru cultural. Foarte mult sunt la aceste momente, pentru că spuneam, uh, e ceva care asigură și unicitatea unui centru urban, dar și uh, avem cu cine mândrie, avem oameni și avem rezultate frumoase. Eu sincer să vă spun, înainte de a fi primar, poate undeva avem comitea mașinilor și greșeli care le comit mulți. De ce trebuie să investești în cultură când ai nevoie de făcut drumuri, ai nevoie de iluminat, ai nevoie de apă, canalizare, ai cultura cum poate să mai aștepți. Ori în, cred eu, în primii doi ani de mandat a mei, chiar dacă mereu m-am întâlnit cu, cu respect, am înțeles mai profund implicațiile și efectele pe care le au aceste activități culturale. Și mi-aduc aminte la una din primele activități, am organizat o conferință la Cahul cu oameni de cultură și a trebuit să uh, investim, uh, sau să, zicem, să alocăm din bugetul municipului vreo 50.000 de lei atunci. Și cineva mi-a reproșat, a zis, uite, 50.000 de lei, ai tot să faci și asta sau asta. Și în, în mintea mea imediat uh, s-a asociat ce alte lucruri poți să faci cu 50.000 de lei, pentru că oamenii așa. Uh, după aceea am stat și am analizat uh, efectele acelei conferințe. Adică, a, din punct de vedere financiar sau economic. Adică, datorită acelei conferințe, în municipiul Cahul, au venit alte proiecte cu valori mult mai mari. Noi mai vorbim despre imaginea, promovarea imaginii orașului, oaspeții care au venit, deci la rândul lor au deschis alte uși pentru colaborări, pentru alte proiecte. Deci, desori, este greu să spuneam încă o să măsori impactul, dar eu am văzut beneficii pentru localitate și cred că trebuie de investit în aceste relații interumane, în aceste relații între instituțiile culturale. Dar de la începutul mandatului dumneavoastră, cum s-a schimbat cultura și nivelul acesteia în municipiul în Cahul? Este adevărat, eu nu pot să, poate să definesc acum sau să dau o notă care a fost situația până la mine. Eu, când ați venit la... Când am venit, am avut o primă discuție cu toți conducătorii de instituții culturale și educaționale, practic, din municipiu, în special instituțiile care sunt în subordinea primării. Și am spus, uh, deci vă rog fiecare din managerii acestor instituții uh, să veniți cu, eu știu zic, ce, ce faceți în general dumneavoastră, care sunt atribuțiile, dar vreau să văd niște idei, vreau să văd niște proiecte, vreau să văd niște propuneri care să pună în valoare, să audă lumea despre municipiu ca hol și lumea să fie, într-adevăr, uh, uh, ceva care e uh, de durată, adică nu doar să consumă un eveniment, dar să propuneți lucruri care să fie făcute periodic, anual, sau să, spuneam încă o dată, să fie invitați, nu doar ne-am întâlnit noi între noi și s-a consumat evenimentul, lumea trebuie să cunoască, lumea trebuie să vadă că sunt oportunități. De deci, aceea, eu, propunerile și inițiativele care le-am avut, cred că au fost și împrejurările, dar și am spus, oamenii de cultură trebuie să aibă flexibilitatea, și trebuie să aibă autonomie în creație, dacă vreți. Dacă aș fi stat în fiecare zi să-i chem la raport și le-am spus, vreau să văd rezultate. Deși nu sunt genul de om care să uh, cer de la ora cutare până la ora cutare să fiți la birou. Vreau să văd activități și dacă vă ocupați copiii sau vă ocupați cu, indiferent de categoria de vârstă, uh, evaluarea sau nota pe care vă dau beneficiare voștri, deși asta este nota voastră. Adică dacă vă ocupați cu 100 de copii și eu discut cu părinții și sunt mulțumiți de activitatea care o faceți, ei văd impactul pozitiv asupra personalității, asupra creșterii, copiii vin cu pasiune, cu dragoste, la un cerc sau așa mai departe, asta înseamnă că voi lucrați, nu primiți salariul în zadar. Adică și eu cred că la capitolul ăsta am avut, din start, o înțelegere, am o lucrare frumoasă cu toate instituțiile și depinde într-adevăr de modul cum ei își văd perspectiva și aici... Sigur, din partea mea, mereu le aduc aminte care ar fi direcțiile, poate spun așa, mai puțin valorificate sau care, cu adevărat, ar trebui dezvoltate mai mult în municipiu. Ca hol, ca municipiu, un municipiu de 40.000 de oameni are 5 festivale internaționale. Cum este posibil ca un oraș relativ mic să aibă atâtea deschideri pe plan internațional? Toate aceste lucruri, și eu vreau să spun că nu ne oprim aici, inițiative și proiecte sunt mai multe. Din start, poate cumva priveam mai cu reticență, așa, vor avea viață, pentru că nu ne dorim să generăm sau să naștem un festival care, știți cum, nu se știe dacă va face anul viitor. Deci dacă propunem un eveniment sau o astfel de eveniment multianual, deci ne dorim să aibă viață și el să fie în ascensiune, deci să crească. Și, evident, aici exemplific cum a luat naștere crescendo un concetățean, un cahulean de nostru, deci a venit cu mulți ani înainte încă de a fi primar, uh, încă eram cadru de la universitate și a spus, domnul Nicolae, ne-am cunoscut așa la universitate, a zis, uite, vreau să, să facem ceva în domeniul muzicii clasice. Și am zis, uite, domnul Iliz, hai să văd, zic, că acum să căutăm un proiect, eventual la aplica un grant, să găsim. Și cumva ideea asta Aveam acea dorință, dar parcă nu apărea oportunități. momentul în care am venit în funcție, am spus, uite, hai să facem, într-adevăr, festivalul Crescendo, care a fost la Chișinău, el a spus, hai să-l facem la Cahul. Zic, foarte bine, hai să-l facem, că zic, eu vreau să fie un festival de talie internațională făcut la Cahul. Și așa a început să facem Crescendo. Asta în ce an a fost Crescendo? Deci, primul an, 2017, am alte... Uh, prima ediție care a uh, revenit la Cahul. Dar mai devreme a fost Modox în 2015. Da, deci mai întâi, da, deși le-am luat în, neapărat în ordinea cronologică, deși Modox într-adevăr, la fel a fost o, o inițiativă a lui Maxim Cârlan, care, la fel un Cahulian, a, care activează psihotare, să zic, uite, vreau să fac și pentru. Eu cred că poate și deschiderea, dar cred că, știți cum, și Dumnezeu lucrează așa, oamenii buni se asociază. Uh, deci mai multe astfel de proiecte rezonau cu parcă cu dorința, cu așteptările și atunci vinea un om care știa exact ce trebuie de făcut. Șans. păi perfect, dacă tu știi ce trebuie să faci, hai ce trebuie din partea noastră. Păi normal să punem niște bani deoparte pentru festival, hai că mai depunem și proiecte dacă o să fie nevoie. Zic, haideți tot ce facem, zic, dacă îl facem la Cahul, zic, asta o să fie pe mulți ani. Și uh, la fel, uh, practic, cu discuția cu directorul teatrului, cu domnul Mândru, a luat naștere și acel festival teatru fără frontiere, un festival de teatru. Am zis, avem orașe sau înfrățiri cu mai multe orașe și din România și nu numai. Și atunci am zis, cel puțin dacă am invitat majoritatea orașelor care în Cahul este înfrățit, am avea mai mult decât un festival internațional, deci avem într-adevăr instituție avem un potențial. Și mai, văd, mai mult ca având și ei o colaborare frumoasă cu diferite instituții teatrale, am să, într-adevăr, să facem un eveniment anual. Anul acesta și cu pandemia și cu alte momente, sigur, s-au dat peste cap pe anumite parte din program. Dar știți cum, la un moment dat, în diferite activități apar aceste idei și orice idee și am spus direct, domnul director, am spus, nu vreau să fac festivalul național, zic, nici local, dacă facem un eveniment, facem un festival internațional și o facem anual. cine trebuie pentru asta? Deci, iată, avem instituții cu care putem să, să invităm din mai multe țări. Deci, asta presupune un anumit buget. Ok, hai să facem un mic calcul care este uh, bugetul necesar. Mai bine, găsim surse, dar noi le bugetăm pentru a fi. Deci, este nevoie de a aloca niște resurse pentru că cred că încurajăm propriu și inițiatorii, și instituțiile care sunt instituții cheie, că este muzică clasică, de exemplu, filarmonica sau că este teatru, festivalul teatru, teatru Bogdan pe cei care Adică colectivele acestor instituții sunt primii care sunt în comitetul organizatori. Și despre festivalul nu fără alb, deja sigur este o, o istorie. Deci momentele acestea eu cred că sunt definitorii pentru viața culturală a municipiului și spuneați un oraș mic cu festivaluri. Deci, de fapt, și eu am studiat mai multe astfel de experiențe, cele mai mari festivaluri în lume, până la urmă nu sunt în capitale, dar și vreau să spun că suntem atractivi din multe puncte de vedere. Anume, la un moment dat, poate din curiozitate, sunt oaspeți care au fost și la Moldoc și la Crescendo, prima dată a venit, au spus, uite, N-am mai fost în Moldova, este o oportunitate să vedem, este un festival, tale internațional. mergem acolo. Le-a plăcut și deja la a doua ediție nu se mai pune întrebarea, vin sau nu vin. Deci, cumva se atașează de o localitate, ei la rândul lor au cunoscut uh, că sunt uh, regizori de film sau că sunt muzicieni, uh, le fac cunoscută experiența lor, se manifestă interes. Eu sunt convins că din ediție în ediție noi vom crește, sperăm doar această obstacole să, să le depășim cu pandemie, pentru că a afectat foarte mult mobilitatea oamenilor, dar asta, asta, este, spuneam, o problemă globală și eu țin mult la aceste proiecte și vom face în continuare ca aceste festivaluri să, spuneam, să crească și să, să aibă cât mai mare impact și participare. Și Recent, la Cahul s-a deschis o filarmonică municipală, de asemenea la inițiativa domnului Ilie și cu parteneriat cu primăria. Care sunt planurile cu această instituție? Ce vreți, la ce vreți să ajungeți? Este adevărat, de la lansarea festivalului Crescendo, a apărut și, odată cu acest festival, a apărut și ideea că, uitați, cumva trebuie să ne gândim să facem o instituție, o filarmonică. Și împreună cu, cu Ilie am, am discutat acest lucru, că este nevoie de un proces, este nevoie de o, a, echipă, în primul rând, și am zis, haideți să, le luăm pas cu pas. Deci de aceea am instituționalizat această filarmonică, am creat prin decizia Consiliului această instituție publică, respectiv parte de uh, finanțare, în afară de alte proiecte care pot fi atrase, la fel sunt alocate niște mijloace. Și atunci ne-am apucat de un proces, zic eu, destul de complex. Un complex proces de a forma o echipă, de a discuta cu școlile muzicale, de a discuta cu cei care ar putea, eventual, fi partea echipei a unui orchestre de filarmonică. Am început, sigur, cu organizarea unor evenimente cu invitații, Filarmonica Națională. Sergei Serghei Lunchevici, apropo, din partea noastră, acum ca și inițiativă, am venit pentru a aloca o contribuție de 50.000 lei la reconstrucția acestui edificiu de patrimoniu național. Uh, și există deja domnul Croitoru, care, ca și director a Filar uh, deja a stabilit o listă, dacă vreți, de parteneriate cu mai multe instituții filarmonici, instituții uh, din domeniul muzicii, uh, pentru care să fie partenerii acestui proiect. Acum la ce lucrăm, uh, noi am elaborat un concept, totuși trecem, mergem la următoarea etapă. Următoarea etapă înseamnă uh, identificarea mijloacelor pentru construcția filarmonicii. Deci, noi, astăzi, Filarmonica Municipală CAHUL este amplasată sau și organizează evenimentele în cadrul Palatului de Cultură Nicolae Băzgroz, dar ne-am propus totuși ca să edificăm în CAHUL o filarmonică. Deci, noi ne-am gândit la câteva posibile locații, dar este în Municipiul CAHUL. Spuneam, am elaborat acest concept, am inclus construcția Filarmonicii Municipale CAHUL în planul de investiții multianuale aprobat chiar la ultima ședință a Consiliului Municipal. Am trimis deja conceptul de proiect uh, și planul de investiții, fiind o prioritate a municipalității, către mai mulți donatori. Urmează chiar până la nou să avem câteva întâlniri cu posibili donatori. Uh, pentru ca să, preal, să trecem la partea de elaborarea a studiului fezabilitate și ulterior documentația tehnică pentru construcția filarmânci. Sediul, deci obiectivul nostru este să creăm acest edificiu filarmonică care să aibă și o sala de expoziții, pentru că nu doar sala propriu-zis de concerte, dar să fie seli pentru masterclass-uri, pentru uh, propriu -zis, cei care, pentru echipa filarmonicii, pentru orchestră. Uh, chiar am făcut și o estimare împreună cu câțiva experți internaționale, ar fi un buget de până la 5 milioane de euro. Deci, un, un buget, o instituție, sigur, ar fi de, spuneam, de tale și cu, și cu potențial imens. De asta, paralel, se merge pe formarea, încă o spuneam, de echipă. După ce au fost mediatizate evenimentele care le-am organizat la Cahul, am primit mai multe mesaje și eu și domnul Croitoru, inclusiv persoane care de din Cahul, dar sunt careva muzicieni, adică, practic, undeva chiar sunt care profesează în acest domeniu și și au arătat disponibilitatea de a face parte din orchestră sau de a fi invitați la organizarea diferitor evenimente, inclusiv avem la Academiei la like Chișinău uh, uh, două studente care sunt de baștină din Cahul uh, și practic uh, și-au manifestat interesul după absolvire să, să vină să fie partea filarmonici. Deci este uh, ca toată lumea să înțeleagă este un proces, instituțiile nu se nasc peste noapte, deci este un proces de durată, dar atâta timp cât există dorință, entuziasm, deci noi vom, vom insista pe aceste obiective până când, într-adevăr, Filarmonica în CAHUL va uh, organiza concerte cu invitați de renume și, bineînțeles, să dăm publicului CAHULEAN și oricărui care va vrea să viziteze municipiul CAHUL uh, să fie la un concert la la din Am înțeles că în Municipiul Cahul există cultură, dar la nivel național, ce ar trebui de schimbat în acest domeniu? Cred că, în primul rând, iarăși este vorba despre așa atitudine față de cultură, nu doar uh, să o lase că ne fiind un domeniu neapărat profitabil, că deci doar consumă și nimic produce. Am văzut chiar, din păcate, și la nivel de unii chiar cu autorități locale, au aceeași gândire. Deci, uitați de să întrețin eu nu știu câte colective și le dau salarii, mai bine fac altceva, că ce fac ei acolo, că prezintă niște programe artistice. Deci, asta este o abordare foarte deci specifică unor oameni care nu înțeleg valoarea culturii. Cred că și la nivel național exact este uneva și ești problemă. Nea atenția pentru, pe anumite domenii. Și când spun lucrul ăsta, iată ca exemplu, în ultimea ani tot mai puțin vorbim despre programe de susținerea a editării de carte sau chiar dacă Ministerul mai are periodic niște concursuri de proiecte sau programe de finanțare a publicațiilor culturale. Deci pe domeniul ăsta, literatură, părea mea că tot foarte puțin se faci. Deci nu ar trebui să, să, fie promovat ca în fiecare bibliotecă, localitate, să fie lansări de carte, invitați sau întâlniri cu scritori, întâlniri cu poeți, cu autori de de, de, de diferite lucrări editate. Altfel, să recunoaștem astăzi câți mai stau prin bibliotecă să citească, deci tot mai puțin. Și cel puțin prin aceste întâlniri cu autorii, care nu doar cei interesați în librării îi duc și cumpără, ar trezi interesul față de lectură, relația cu autor. Dimensiunea pe teatru teatrală, într-adevăr, noi avem teatre de puternici în țară, actori puternici, cum la Cahul, teatru merge în turnee și mai prezint spectacole prin, prin, regiune, eu cred că ar trebui cât mai mult să fie astfel de uh, turnie, turnee, de exemplu, teatrele din, sau teatrul la Bălți, sau teatrul din Chișinău, să vină prin Cahul, să, să existe mereu o, o, dinamică, dacă vreți, pentru că la un moment dat doar ai pus un panou că de seara va avea loc spectacol tare și am văzut spectacole în care erau 10 oameni în sală, deci este vorba despre un respect față de cei care Sigur, scenă, da? Deci, cred că orice actor sau orice om de cultură, pentru el contează sala plină, recunoștința, aplauzele și tot ceea ce înseamnă recunoașterea calității muncii. Pe domeniul muzicii, într-adevăr, uitați-vă, iarăși, vorbim despre poate prea puțină abordare. Din perspectiva susținerii colectivilor, chiar dacă sunt colective, îmi spuneam, cu finanțare directă din bugetul de stat, deci noi avem nevoie de a vedea care sunt potențialul acestor colective, de a produce sau de a, de a prezenta spectacolelor sau concertilor, pentru că, la un moment dat, știți cum se creează impresia că oamenii au ocazia să vadă un astfel de concert doar la evenimente private sau să, să, își permită, de exemplu, să, să asculte un interpret doar la evenimente private. Adică, probabil, trebuie pus un program prin care oamenii să, să beneficieze de actul cultural, poate și în condițiile în care puterea de cumpărare a oamenilor, poate nu mulți ar fi capabili sau și-ar permite să plătească intrarea la un concert, eu știu, cu valoarea reală a acelui concert pentru onorare și toate cheltuieli. Unul din documentele strategice acum în dezvoltarea țării, strategia 2030, deci prea puțin sau foarte sărac, e anume pe dimensiunea cultură, ca exemplu. Poate trebuie să muncească, de exemplu, la o lucrare, un sculptor, mult timp, da? sau, eu știu, un alt domeniu al culturii. A, apropo, legat de sculptură, de exemplu, în general, este, iarăși văd o, o problemă. De ce? Pentru că noi avem mai mulți sculptori în țară, dar, iarăși, atunci când o autoritate locală dorește să edifice un monument, un bust, nu sunt niște costuri, uh, și ei e, sunt uh, ce pe piață, caută să-și uh, vândă dacă vreți creația. Uh, am avut desori sculptori care vineau cu o machetă și spuneau, în primul ar, nu te interesează această lucrare, deci atâta, costă atât. Și spuneam, bun, nu prea se leagă, să zicem, cu specificul sau nu e legat cu personalitatea respectivă. Deci cred că asta ar trebui să o facă instituțiile statului, să cunoască lucrările autorilor, să, să, susțină astfel de proiecte, dar nu să rămână la fiecare stă în atelier și caută să-și câștige existența. Nu e suficient doar să faci o dată în jumătate de an o nu știu care o întâlnire la o anumită uniune a oamenilor de creație sau alte uniuni, dar este nevoie ca să cunoști care sunt produsele, în ce sunt mai buni, și de, dacă vreți, dacă nu este cerere ceri piață, trebuie să o crești. Da? Deci dacă este nevoie ca în Cahul să existe bustul lui Ciurunga, de exemplu, da? deci noi avem un machet uh, făcut de un autor și acum îți vreau în viitor să realizăm acest proiect. Deci uh, înseamnă că este o personalitate nu doar locală, deci este o personalitate care ar trebui probabil să fie un program național care spună personalitatea cu tare nu este cunoscută, haideți să facem un proiect la Cahul în comun, în ministerul, primăria, ca să popularizăm creația lui Cironga și tot așa sunt multe, multe alte. Deci, practic, dacă și autoritatea locală nu acordă atenție acestor lucruri, ele rămân, știți cum, nu mai vorbesc despre instituțiile culturale, casele de cultură din mediile rurale, este greu, adică foarte multe nu au avut investiții capitale din, multe, din perioada sovietică. Sunt unii primari care au reușit să obțină bani pentru reparația acoperișurilor sau alte lucruri și obțin să nu de clădirea. Acolo, într-un sat, casa de cultură, dacă vreți, este, știți cum, mediul în care ar trebui să, să fie forfătă. Spațiile erau mari, erau proiectate clădiri. Acolo ar putea să fie și un centru tineret. Acolo, de obicei, sunt și biblioteci. Acolo pot fi niște centru de resurse. Acolo sunt întâlnirile oamenilor care face o adunare cu cetățenii. Sau... Deci nu prea sunt alte. Deci asta este, știți, centru în care, practic, forțele și intelectualitatea din localitate, oamenii culturii, este locul lor, este casa lor. Deci, da, e necesită mulți bani. Dar aici trebuie de găsit acele fonduri pe care să acopere mai mult domeniu. De exemplu, avem muzică, avem bibliotecă, avem... Deci, practic, sunt toți sub un acoperiș. Faci un edificiu, creezi condiții. Deci, la noi este nevoie de investiții foarte mari aici, dar eu, pentru mine, este încă o prioritate să să aducem într-o stare și să fie real condiții pentru oameni de cultură aici la Cahul. De pe ce domenii se dorește de a se investi mai mult? Domeniile culturii, mă refer. Noi, pe lângă cele care am vorbit, festivalurile care deja trebuie să fie evenimente anuale, a, internaționale, a, pe lângă aceste proiecte de infrastructura instituțiilor culturale, și mă refer construcția Flărmâncii, mă refer la dotarea și investițiile în Palatul de Cultură, în muzeu. Sper fie finalizat sediul teatrului Bogdan Pici în De asemenea, cunoașteți că am reluat editarea revistei Cahul Literar și Artistic. Nu știu câte primării în țară au o revistă, o revistă culturală, trimestrială. Deci o revistă care practic pune în valoare și istoria locală și despre evenimentele culturale. Deci o revistă care a fost practic inițiată ca și concept de către Andrei Ciurunga, de asta spuneam, este un proiect care încercăm să-i dăm viață, să-l asigurăm durabilitate. Mai am un, un proiect care am ținut mult să realizez anul acesta de, din cauza pandemiei, l-am la amânat și mă refer la crearea unui club de comedie la Cahul. De fapt, trebuia să aibă loc lansarea la 1 aprilie 2020, așa îl, îl gândisem eu, practic noi am, deja și scenariul era tot și mai departe și am amânat tot și ar vrea să nu fie o lansare online, totuși să, să aibă loc lansarea în sala Palatului cu un spectacol. Deci am îmi doresc lucrul ăsta, e, adică... În ce domeniu e, de fapt, în stand-up, în... deci, deci e mai complex, mai multe laturi. Eu aș vedea acest club de comedie, într-adevăr o platformă a tuturor oamenilor care iubesc umorul, să fie o... Deși este, este o dorință mea mai de mult, vreau să, să, știu că mă duc o oră la... Dar pentru mine va fi mai greu ca primar, mai ales că și, și ideea mea, dar și eu văd partea, mă văd partea scenariului, adică inclusiv ce ar trebui să se de acolo. S-ar putea să nu fie vesel când ești în culise. Uh, fascinariu, da? Uh, dar uh, mi-aș dori ca o oră să meargă la un spectacol de comedie și pur și simplu să fie o oră de, de râs, uh, tratament, dacă vreți așa, pentru că oamenii să se destind de... de, de deci eu cred că uh, e foarte important să valorificăm toate aceste aspecte, uh, inclusiv să am uh, comedie. De asemenea, îmi doresc proiecte ca să uh, edificăm uh, încă câteva uh, monumente la Cahul. Deci mă refer la bustul lui Andrei Cironga, mă refer la edificarea unui complex, dacă vreți, memorial, în memoria deportaților. La fel mi-am propus lucrul ăsta și îmi doresc să avem mai multe evenimente, ce spuneam, lansări de carte, invitați deosebiți autori, pentru ca să putem, eu știu, pune în valoare și să familiarizăm publicul cu personalități notori și mă refer numai la țară, dar și la nivel internațional. Pe dimensiunea relațiilor cu orașele împrățite, de asemenea, pe domeniul cultural, vreau să, să avem mai multe schimburi culturale, vreau colectivele noastre să meargă mai des, dar iarăși vă spuneam, cu altă pandemie ne stricat multe planuri în acest an, dar rămâne pentru mine o, o, direcție, o direcție importantă și să uh, avem uh, și alte uh, festivaluri, o să, să vorbesc pe viitor la uh, alte întâlnire despre alte proiecte care, care vreau să le, să le, facem, așa încât nu numai lista, dar și calitatea festivalurilor și evenimentele care făcut la Cahul să fie într-adevăr cunoscute numai în țară, dar și pe psihotare. Ați menționat de edificii mai devreme, cu parcul. Când, când se va termina construcția parcului? Parcul central? Da. Și în primăvară este planificată finalizarea, pentru că sunt partea de amenajare peizajistică, deci, după ce vor fi finalizate lucrările de infrastructură, se va merge la partea de compoziții florale. Și care va fi cea mai frumoasă sau cea mai wow parte din acel parc? Nu vreau să vă spun acum. deși eu sper că, în sine, parcul să fie un loc frumos, atrăgător și să fie un spațiu în care să fie plăcut și uh, pentru toți cahulienii și pentru oaspeții lui. În 2018, Cahul a devenit capitala tinerilor pentru a doua oară. Cum ați reușit acest succes și cum este procesul de fapt de câștigă aceste acest proiect? Deci este un concurs care se lansează anual de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, anterior era Ministerul Tineretului Sportului, prin care un, o localitate urbană, de obicei, un municipiu, un oraș, deci este selectat pentru a fi capitala tineretului și Lucrul ăsta spuneam că să faci pe bază de competiții, concurs. Sunt niște cerințe față de acel centru educațional să aibă, sigur, în primul rând, o echipă de uh, tineri, să aibă un plan concret de acțiuni, ce urmează să facă în acel an pentru tineret, care sunt activitățile sau proiectele care le-a realizat în acel domeniu, adică să se arate potențialul în acest domeniu, și propunerile sau planul de acțiuni să uh, prevadă acțiuni de importanță sau cu participare națională și chiar internațională. Deci atunci noi am propus un plan destul de ambițios împreună cu ONG-urile din, din Cahul uh, și sper eu că ne-a reușit ca acele activități care le-am propus să le realizăm, dar în același timp uh, am reușit atunci să ne stabilim și alte obiective care pe viitor urmează să, să le implementăm. Astfel de proiecte, programe, se aplică la nivel european și, și chiar mondial. deși Este inclusiv la nivel de Uniunea Europeană astfel de proiecte, deși capitala tineretului sunt capitala culturală europeană și astfel de proiecte, spuneam, sunt, încurajează competiția între, între centrele urbane dar și permite să sau creează niște oportunități pentru acele centre, pentru că de regulă sunt programe care alocă o parte din buget pentru activitățile care și le-au propus. Cunosc orașe și din România, care au fost și capitala tineretului și capitala culturală, chiar europeană, și s-a investit foarte mult în acest domeniu, experiență internațională, deja se lucrează la alt nivel pe, cu așa experiență. În Cahul există un mare palat de cultură, un palat de cultură cu mulți angajați, bogat și totuși, credeți că bugetul și salariul oamenilor de cultură este unul decent sau nu? Niciodată nu este destul, știți cum. Adică când vorbim acum despre nivelul de remunerare a oamenilor din cultură sau banii alocați din bugetul pentru cultură, sigur sunt mai puțin decât ar trebui, evident. Doar că eu vreau să spun că astăzi, la noi, cei care activează în Palatul de Cultură, mă refer la conducătorii artistici, la colectiv, la, la directorii colectivilor, deci sunt persoane care sunt remunerate din bugetul municipiului ca acolo, dar în același timp ei au program de lucru cu copiii, deci au practic și ore sau cercuri particulare, deci au și timp pentru. A creație sau pentru a se ocupa, și aș câștiga, sigur, și chiar niște surse suplimentare uh, de venit. Uh, spuneam anterior, uh, deci acest lucru este un indicator și eu mă bucur că în încă acolo se vorbește despre sutie, și văd uh, la uh, frecventând anumite cercuri sau uh, domenii de activitate, uh, sute de copii, uh, asta înseamnă că există o ocupație acolo, părinții vor copiilor să ocupe. Și spuneam, noi încercăm să motivăm în măsura posibilităților legale conducătorii acestor cluburi că este vorba despre o mențiune sau un premiu financiar atât timp cât, sau cât îmi permite spuneam, cadrul, cadrul legal. Dar aici, știți cum, în acest domeniu mă bucur și vreau să le mulțumesc pe această cale că remunerarea care există nu influențează calitatea sau nici de cum nu diminuează entuziasmul, dacă vreți, de dedicația care o fac. Deci un om de cultură este pasionat, nu o face doar pentru salariu sau pentru bani, da, au familie, trebuie să întrețină, trebuie să, uh, să fie remunerați, dar spuneam încă o dată văd în ochii lor, în activitatea lor, văd, îi văd pozitiv, avem rezultate frumoase care, sincer, ne mândrim și de fiecare dată am așa o... Un, o energie pozitivă când vin prin Palatul de Cultură și văd cum se antrenează, cum se ocupă. Deci așa am venit să intru și eu în, în, în sala respectivă și să mă, mă ocup alături de copii. Chiar trebuie să mai Ați spus că avem mulți tineri, mulți oameni de fapt de cultură și de artă din municipiul Cahul. Totuși, Acum motivația pentru un tânăr de a face artă la un nivel profesionist poate nu este chiar atât de înaltă. Cum ați motiva dumneavoastră un tânăr să meargă pe acest domeniu, să facă cultură, să se dedice domeniul tot? Nu cred că, nu știu, sper că nu mai avem aceste tipuri de abordări, că toată lumea trebuie să facă studii la drept, de exemplu, da? no. Da, deci cred că fiecare tânăr până la etapa de a merge la o instituție de învățământ superior ar trebui să fie totuși deja ghidat până la acel moment, îndreptat, motivat, unde este domeniul în care el s-ar simți mai bine. Nu știu că există o regulă să spui pentru unul să ducă într-un domeniu sau altul, în cazul dat cu artă, cultură. Deci cred că dacă s-a reușit a cultiva, poate chiar de mic copil, a frecventat anumite cercuri, a plăcut, a văzut că are anumite abilități, Uh, s-a antrenat profesionist pentru un anumit stil de... Uh, eu cred că asta foarte mult contează acest parcurs, traseul, sflare de către profesori sau cei care i-au ghidat și cumva, sau poate din experiența din familie, uh, dar cred că dacă punem aspectul cât de motivant este perspectiva unui profesor în domeniu, eu cred că peste tot există motivație și există remunerare dacă este făcut profesionist. Deci cei mai buni, indiferent de domeniu, mereu vor găsi un loc de muncă bine plătit sau vor găsi, vor avea, să vă deschide oportunități. Și în acest domeniu, că este vorba de muzică, vorba despre teatru sau dans, eu cred că dacă faci profesionist, dacă ai rezultate frumoase, cu siguranță și vei avea satisfacția asta, vei găsi cum să, să câștigi din creația ta, să-ți găsești să și existența. Deci, aia îndemnul meu ar fi dacă le place asta, să meargă să facă studii în acest domeniu, pentru că există un gol imens. Nu cred lumea că piața e ocupată, este un gol imens și îmi spuneam gol pentru că, pe de-o parte, există domenii în care este o generație în vârstă care poate să cunoscuți, dar parcă lipsesc generațiile intermediare, sunt așa. Și, astăzi, dacă aș întreba sau v-aș întreba dați-mi două, trei nume de, de exemplu, persoane sau actori de comedie care ar fi buni să vină la clubul de comedie din Cahul sau nume, toată lumea știa despre Urschi, de exemplu, da? Deci, iată, dați-mi două, trei nume din mai tineri care sunt buni în domeniul acesta. Vreau să vă spun că, din păcate, totuși există acest gol. Nu zic că nu sunt, mai sunt cazuri, nu sunt mulți și acum despre calitatea unora sau cât de buni într-un anumit domeniu, iarăși e discutabil. Dar vorbim de faptul că există un potențial, un loc pe piață și este necesar ca să, să fie umplut cu sculptori buni, cu muzicieni buni, spuneam, cu actori buni. Deci există mai multe instituții și din Cahul avem funcții vacante sau, de exemplu, dacă un actor bun ar veni de la, de exemplu, Vlad Sabajuc dacă ar, fi la, ar vrea să vină la Cahul nu are unde să vină la teatru, ar putea să vină la teatru din Cahul cu siguranță, oricând. Sau alți cahuleni care, sigur, am un anumit domeniu pe care deci, îndeamnă să o facă din plăcere și spuneam că sunt perspective în, în acest domeniu mari și cred că valoarea, indiferent de Conjuncturile politice, sărăcie sau bogăție, valoarea rămâne valoare în timp. Deci cumva credeți că generația tânără nu este atât de promovată? Poate. poate prea puțin este promovată, deși acum avem diferite instrumente de promovare și în mediul online, adică cred că sunt puțini totuși de valoare. Și poate și acei care sunt puțini de valoare, deci sunt puțin cunoscuți. Asta este percepția mea și Știți cum, în orice domeniu, dacă întrebi un om din cultură care sunt, mă rog, personalitățile din domeniul culturii, s-ar putea să le spun mai ușor. Noi vorbim despre personalități care l-a întrebat și pe altul din alt domeniu să știe cine e acesta. Sau, iată, dă -i niște repere, dă niște, ca să fie într-adevăr ceva care, nu nu este uh, așa întâmplător, dar este ceva care se impune uh, arătând uh, calitate. Dacă nu ați fi fost primar și ați fi activat în domeniul culturii, ce artă sau ce tip de artă ați fi îmbrățișat? Nu, cred că aș fost un manager în cultură. A, știți cum, ori ai o plăcere față de a practica un lucru, ori, într-adevăr, este nevoie de, de foarte, foarte multă muncă, dedicație și de la vârstă fragedă. Mie mi-a plăcut mereu să, să cânt la pian, am spus poate o să. ficiorul meu poate o să. vreau să-l să, să îndrept spre direcția aceasta. Mi-a plăcut și îmi place dansul popular, deci pentru că cumva de mic copil am văzut, știți cum dans popular și de la sud și, și acum, dacă aud muzică populară, picioarele automat, știți cum să, Deci, asta este natura noastră, în temperamentul nostru. Și, sigur, lectura și, în general, spune eu, munca aceasta publicistică sau cunoașterea, analizarea, cercetarea istoriei locale, deci a unor personalități care au activat în timp și care, din păcate, uneori nu sunt suficient cunoscuți. Și asta ar fi domeniile care, să spun așa, mă atrag mai mult și care, probabil, ar fi mai aproape de mine. Care ar fi mesajul dumneavoastră către societate cu referire la domeniul culturii? Cred că, în primul rând, un mare respect față de cei care activează în domeniul culturii, spuneam, cu dedicație, indiferent de greutățile, obstacolele sau poate lipsa de recunoaștere și de apreciere pentru ceea ce fac. O, asta este, în primul rând, este datoria fiecăruia să înțelegem acest lucru. Al doilea lucru este cultura, este unul dintre cele mai complexe și cel mai, mult, mai multe definiții în jurul acestui termen, care s-au stăruit mulți oameni învățați de-a lungul timpului, complexitate. Pentru că atunci când vorbim despre totalitatea valorilor, inclusiv spirituale, cultura unei societăți, înseamnă nu doar ceea ce înțelegem noi, spuneam un cuată prin instituții, vorbim despre cultura oamenilor, cultura comunității. Există cultură economică, există cultură politică, există uh, un cultură educațională, uh, deci, deci multe, multe alte lucruri. Asta înseamnă cultura ca și valorile într-o anumită sferă. Deci, tot ceea ce e mai frumos, ceea ce e mai peren, mai durabil în timp, țin de uh, cultură. De aceea, uh, îndemnul meu ar fi să uh, să iubim cultura, să vedem în ea, nu doar să, nu doar să vedem dacă este. Profitabilă sau nu, ea cu siguranță este profitabilă, nu toată lumea vede profitul sau impactul economic acestei culturi și vreau să vă spun că, pe exemplu nostru, orice activitate frumoasă, culturală, gândită bine și cu de, de calibru sau de, de, de valoare, aduce impact economic în localitate. De aceea, și îndemna pe toți primarii, autorități locale și autorități centrale să investească mai mult în cultură, pentru că investind în cultură. Există și impact economic, neam care poate să și imediat sau în timp, dar cel mai important este că cultivăm și creștem oameni care, sigur, personalități care vor reda sens culturii în toate sferile vieții noastre. Noi vă mulțumim, domnul mare, ne vedem în următoarea ediție a emisiunii și vă așteptăm pe acest canal, nu uitați de like, share și subscribe și vă mulțumim pentru vizionare. La revedere!